Fiecare proiect pe care l-am început a fost dus la bun sfârșit. Pentru îndeplinirea tuturor proiectelor depun foarte multă energie, dar e important pentru mine că toate se sfârșesc cu un da. În fața profesoarei Magda Nichifor nu spune nimeni nu. Asta e filozofia ei de viață, desprinsă din rezultate exacte și formule matematice. O femeie luptătoare care începe și duce la bun sfârșit ceea ce începe. Magda Nichifor gândește repede și acționează în consecință pentru că știe cât de prețios este timpul. Și mai știe că, sigur, cea mai prețioasă rezolvare a tuturor situațiilor este puterea propriilor fapte. Ca orice profesor de matematică, Magda Nichifor pleacă la drum în proiecte pe care le analizează, le calculează și le rezolvă. Problema proiectului depus de ea în concursul din Țara lui Andrei nu era una de matematică pură, dar necesita calcule și strategii. Totul pentru a transforma un versant de lângă școală într-un spațiu educațional alternativ în aer liber. Înainte era un teren un pic mai muntos, cu mulți copaci. Având un spațiu lângă școală deja nefolosit, acesta din pădurea de lângă școală, deci am zis, hai să încerc, dar încercarea de la început mi-am spus că va fi o reușită. Nici măcar constituirea echipei implicate în proiect nu a fost o ecuație cu mai multe necunoscute. Doamna Nichifor a fost pentru mine chiar un imbold. Și am făcut o echipă pentru alcătuirea acestui proiect. Ne-am adunat 4-5 oameni lângă mine, am așezat totul pe o planșă de carton, am decupat tot ce am găsit noi, și leagăne și diverse articole care erau dedicate sportului, șevalete pentru pictură, și le-am așezat în primul rând pe hârtie toate. Când am văzut ce a ieșit, am zis, haideți să mergem înainte. Proiectul pe hârtie e una, transpus în fapte e cu totul altul, mult mai ambițios. Proiectul l-am regăsit pe Țara lui Andrei datorită lui didactic.ro și am accesat acolo. Nu am fost foarte încurajată de colegi, dar am mers înainte și proiectul a fost câștigător. Consider că a fost omul potrivit la locul potrivit în acest proiect. Copiii preșcolari au nevoie ca zilnic să iasă afară și să se joace într-un loc sigur. Am văzut foarte multe parcuri depuse în spațiu, pe terenul de lângă școală, în împrejurimile școlii, pe teren drept, dar un parc în pădure mi s-a părut ceva inedit. Am adus copiii în natură și pur și simplu au intrat în subiect mult mai ușor, făcând mult mai interesant orele de desen. Cum ar putea un preșcolar să înțeleagă ce este toamna dacă nu ar desfășura o activitate în aer liber? Am făcut mai multe lecții de matematică, de fapt, în parc, dar mai ales cele de geometrie merg perfect, pentru că poți să-i pui pe copii să măsoare una alta, să calculeze arii, perimetre, deci mi-e foarte, foarte util. Cu o asemenea argumentație și cu o hotărâre de neclintit a șefului de proiect, parcul tematic a răsărit lângă școala Philadelphia din Suceava. Cel mai fericit de tot ceea ce s-a întâmplat este Andrei, pentru că totul s-a întâmplat în Țara lui Andrei. Păi m-am jucat de multe ori aici cu prietenii mei și îmi place mult să mă dau pe scrâncea. E bine să visezi, și să nu încetezi să faci asta. Cu cât mai multe proiecte susținute, cu atât Țara lui Andrei e tot mai frumoasă și mai bogată.